Bună ziua și bine v-am găsit la Radio Transilvania Zalău, la emisiunea Rotisorul Politic, astăzi cu Radu Căpănașiu, primarul municipiului Zalău, președintele PNL Sălaj. Ne cerem scuze pentru micile probleme tehnice. Am început la un moment dat să discutăm despre USL, despre probleme, despre așteptările oamenilor. Vă rog, domnule primar. Bună ziua încă o dată. Da, era, spuneați în acel moment despre ce înseamnă USL-ul, faptul că așteptările oamenilor sunt destul de mari, oarecum că nu se întâmplă ceea ce așteaptă lumea. Toate chestiunile astea sunt faptul că există anumite disensiuni în cadrul Uniunii. Până la urmă, și am spus, începem cu ceea ce înseamnă așteptările, pentru că cred că asta interesează cel mai mult. Ce se întâmplă până la urmă într-o casă, într-o familie, interesează familia respectivă și într-o oarecare măsură eventual și pe vecini, da? Pentru că discutam de așteptări, într-adevăr, așteptările oamenilor sunt mari. Ele se referă la ceea ce ar trebui să existe la nivel de locuri de muncă, la nivel de plată a unor joburi pe care sau retribuțiile pe care, salariile pe care le au în anumite posturi pe care le ocupă. Toate aceste lucruri, spuneam, nu se pot schimba peste noapte. Trăim într-un context general, într-o lume deja globalizată. Vedem că sunt probleme și chiar mult mai grave în alte țări din zona euro sau non-euro, dar oricum în Europa în special rămâne o zonă cu probleme din punct de vedere al economiei. Chiar dacă România a avut o ușoară creștere economică la sfârșitul anului trecut sau în cursul anului trecut, preconizată să existe și în acest an această creștere economică, trebuie să recunoaștem că ea este încă insuficientă pentru a asigura recuperarea unui decalaj care există între România și alte țări mult mai dezvoltate. Au început să apară primele măsuri. În primul rând s-au dorit și au apărut acele măsuri reparatorii după guvernarea Boc, în care s-au luat măsuri de aducerea salariilor la nivelul a ceea ce era când s-au tăiat cu 25%, problema legată de pensii și multe alte, din păcate, multe altele. Din păcate sunt chiar probleme cu plata unor drepturi pe care le-au câștigat cei din sistemul de învățământ. La ora actuală devine chiar apăsător, chiar dacă s-au stabilit ca aceste măsuri să se facă eșalonat pentru a nu fi o încărcare bugetară foarte, foarte mare într-un singur an. Oamenii așteaptă ca acei bani să-i vadă dacă au câștigat acel drept pe o lege care stabilea la momentul respectiv creșterile salariale, așa mai departe, mult vehiculate înainte de campania din 2008. Deci, dacă lucrurile vor merge în direcția cel puțin preconizată, s-au lansat deja scăderea TVA-ului la pâine, scăderea TVA-ului de la 1 ianuarie 2014 de la 24% la 19%. Sigur, aceste lucruri vor trebui negociate cu Fondul Monetar Internațional. La momentul acesta sunt negocieri cu Fondul Monetar Internațional. Se va vedea dacă se va mai încheia un nou acord. Sunt multe lucruri care se află în discuții. Mai mult, s-a dorit ca să se plătească și să scadă acele arierate, acele datorii pe care le au autoritățile centrale și locale, publice, centrale, locale, vis-a-vis de investiții derulate și care nu au fost decontate către constructori. S-au făcut plata destul de însemnată a unor arierate, dar asta a însemnat blocarea banilor pentru dezvoltare, în continuare pornirea unor investiții noi. Dar cred că trebuie să trecem printr-un punct zero ca să putem reporni cu adevărat economia. Chiar alaltăieri am fost la București, am avut o întâlnire la Ministerul de Finanțe, pentru că aveam și noi o problemă legată de un credit pentru piața, pentru complexul alimentar din piața centrală a orașului. Și pentru care am reușit să prelungim linia de credit, întârziind foarte mult lucrările, mă rog, eu întreagă poveste acolo cu problemele care le-am avut.
cu constructul, rezilierea contractului datorită întârzierilor și, din păcate, la acest moment nu reușim să obținem avizul de la Ministerul de Finanțe pentru acest credit, pentru tragerile de pe acest credit, spunându-se că practic au fost epuizate toate sau s-a ajuns la plafonul stabilit de comun acord cu Fondul Monetar Internațional. Depășirea acestui plafon ar însemna, de fapt, creșterea deficitului bugetar. Deci tot ce înseamnă, până la urmă, și credite locale, nu numai creditele guvernului, se regăsesc în plafonul de îndatorare la nivel național și inclusiv în ceea ce înseamnă deficit. Acum, problema asta o să vedem noi cum o să rezolvăm, e o problemă chiar punctuală a noastră, vom găsi soluții pentru că nu putem să trenăm cu această lucrare în centrul orașului, dar revenind la ceea ce înseamnă de fapt acest lucru și îl spuneam și acolo, practic limitând partea de finanțare pentru noi proiecte, nu ne mai rămâne din bugetul central sau din alte surse însemnând credite, nu ne rămâne decât să fim foarte, foarte atenți și să facem tot posibilul pentru a debloca tragerile sau a utiliza banii europeni, banii aceștia care, despre care se povestește foarte mult, dar care vin atât de greu. Sunt sume importante și ar putea să fie, până la urmă, cel puțin scânteia pentru ca motorul economiei să repornească. S-a făcut iarăși un pas important în acest sens, faptul că nu se mai cer rambursările de credit, asta însemnând că în prima fază autoritatea locală, de exemplu primăria, pentru o finanțare europeană trebuia să plătească toată situația de lucrări, după care toată documentația era transmisă la organismul de plăți, organismul intermediar și urma să se facă decontarea și recuperarea sumelor în bugetul local, cel puțin a ceea ce însemna suma nerambursabilă. Astăzi, prin ordonanța de urgență care a fost emisă acum o săptămână, practic toată documentația care se predă la un moment dat de către constructor cu diriginte de șantier sau consultant ce-o fi verificată, se transmite direct la organismul de plăți, la minister, la autoritatea de management a proiectelor respective, și se trece la decontare, se virează bani în bugetul local și se face, în termen de 5 zile trebuie să se facă plata de la bugetul local către constructor și chiar să se facă dovada că s-a făcut rapid această plată. Asta ar însemna o ușurare, în special pentru derularea unor proiecte și cred că este un lucru foarte bun. Sincer, aș fi așteptat și s-ar putea, sigur, în limita posibilităților, trebuie să recunoaștem că în acest moment și bugetul de stat suferă. Dar mă așteptam și aștept ca pe viitor să se găsească chiar soluții, aplicându-se foarte multe corecții financiare în urma unor verificări. De multe ori pe anumite suspiciuni se aplică corecții, ajungi să te judeci, se câștigă foarte multe, le câștigă în instanță autoritățile care implementează astfel de proiecte pe acele suspiciuni, dar toate aceste lucruri duc la blocaje. Deci ar trebui ca aceste corecții să fie, cel puțin tot așa le văd, acolo unde nu există un motiv absolut temeinic, absolut verificat, nu pe suspiciuni, să fie plătite de la bugetul de stat, ulterior, eventual, după analiză și certificarea că acele nereguli sunt cu adevărat așa cum au fost evaluate, să fie penalizate bugetele locale sau... Deci sunt multe de făcut. Important este într-adevăr să se creeze noi locuri de muncă. Situația, dacă vreți să ajungem chiar în plan local, situația Zalăului nu este nici cea mai nefericită, nici cea mai fericită, dar se mai creează noi locuri de muncă, se mai văd că se dezvoltă investiții noi. Au dispărut, din păcate, și dispar firme mici care o duc foarte greu în acest context general dificil în care și în bugetul personal sau familiar sunt lipsuri sau găuri, dacă vreți. Toate acestea se repercutează în ceea ce înseamnă economia, în ceea ce înseamnă rotirea banului. Acum așteptăm ca primele măsuri să își facă efectul.
Sunt de așteptat și alte măsuri cât se poate de clar, dar nu de cele de genul care să plătească, știu eu, nemunca sau lucruri care au existat în trecut, de la închiderea unor mine, când e adevărat că trebuiau să existe niște măsuri sociale, dar să plătești ani de zile niște salarii și fără să se producă nimic, cred că era o soluție mai bună să fie redirecționată acea forță de muncă spre alte activități. Și știm cât suntem de deficitar, de exemplu, la ceea ce înseamnă infrastructură, la autostrăzi. Cred că mai bine s-ar fi dus banii spre acea zonă și la oameni să li se ofere posibilitatea de a lucra în astfel de zone. Din punct de vedere al ce înseamnă disensiunile care mai apar, astfel de lucruri sunt absolut normale. Sunt disensiuni de multe ori în cadrul unui partid, în cadrul unei organizații. Astfel de dispute întotdeauna există, diferențe de concept, de interpretare, de tot ce vreți. Ele trebuie însă, până la urmă, să se ajungă la o înțelegere, la, dacă vreți, un compromis și lucrurile să meargă mai departe, pentru că atunci când a existat un angajament în fața oamenilor și s-a văzut că votul a fost absolut majoritar, aceste lucruri trebuiesc să responsabilizeze pe politicieni și cu toții trebuie să împingem barca asta mai departe în atingerea obiectivelor pe care și le-a propus USL-ul și pe care și le-a asumat în fața cetățenilor. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan, astăzi cu primarul municipiului Zalău, Radu Căpălnășiu, președintele PNR Sălaj. Așadar, cu mai mari sau mai mici din sesiuni, discuții chiar la vârf între domnii Ponta și Antonescu sau Antonescu și Ponta și așa mai departe, totuși acestul se le merge înainte. Cu siguranță va merge înainte. După cum se vede și de fapt așa ai spus, există deja o relaxare, o ușoară relaxare, dacă vreți, a acestor relații, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să existe o atenție și, mă rog, la chestiuni care sunt foarte, foarte sensibile, ele să fie discutate în prealabil. Și dacă e să ne referim chiar la numirea procurorilor sau la din celelalte funcții, din procurorul general, DNA-ul și așa mai departe, se spune că nu este o decizie politică, atunci să fim serioși. De ce la un moment dat se spune, nu știu, ministrul justiției trebuie să numească un șef la DNA și practic n-are voie să se consulte, dar se fac consultări și cu cei din sistem de multe ori pentru a vedea care ar fi cel mai responsabil, cel mai bun pentru o astfel de funcție. La fel, de ce ce-ar însemna de fapt să te să culegi cât mai multe informații din cât mai multe medii. Eu nu cred că este chiar cazul să spunem, chiar politicul n-are niciun... În tot ceea ce se întâmplă la nivelul ăsta există influența politicului. Bun, un alt subiect, e destul de probabil subiectul anului, regionalizarea, un subiect care dacă se va întâmpla ne va afecta într-un fel sau altul și pe noi. Care este poziția noastră pe scurt față de acest subiect? Destul de greu de spus ce va fi, pentru că încă datele oferite sunt extrem de puține. Se spune doar că vor fi delegate anumite competențe sau destul de multe competențe spre regiuni, în special în zona fiscală se prevede ca responsabilitatea să fie la regiune, să nu mai fie la nivel central. Mie îmi vine să cred destul de greu că acest lucru se va întâmpla cu adevărat. Au mai fost discuții chiar la nivelul unor guverne anterioare cu decentralizarea, cu responsabilizarea zonei locale, pentru că este cea mai apropiată de cerințele oamenilor, de specificul local, și lucru care s-a întâmplat până într-un anumit loc, după care s-a blocat sau chiar a regresat. Nu știu, este foarte greu să spun, nici măcar nu pot să-mi dau seama dacă vor rămâne sub forma aceasta regiunile, cele 8 regiuni de dezvoltare care au fost la momentul respectiv așa împărțite cam
cum ar arăta să fie cât de cât echilibrate ca și populație, ca și teritoriu, dar dacă analizezi din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, o să vezi că sunt diferențe totuși semnificative. Este o problemă atât de complexă încât ne putem da cu părerea despre orice. La fel cum am văzut că ne dăm cu părerea de ce, nu știu, la un bloc apare o culoare și nu alta și că ar trebui să fie mai colorat. Până la urmă, cred că fiecare om ar trebui să-și facă meseria și pentru ceea ce este pregătit. Dacă aceste lucruri sunt stabilite de experți, se face dezbatere publică, se culeg informații despre ce înseamnă regionalizare, vedem ce se întâmplă și în alte țări unde există aceste regiuni. Noi avem undeva, suntem apropiați de modelul francez, în care există și regiuni, există și, hai să spunem, județe, dar nu tot ceea ce este într-o altă țară occidentală, cu alte tradiții, cu alte, se aplică perfect la noi, în România. Nu știu nici măcar dacă este absolut necesar ca să facem aceste regionalizări, pentru că se spune foarte mult că altfel nu vin banii, că contractele se fac pe regiuni. Haideți să fim serioși, până la urmă s-au făcut la nivelul unor comune, da, în fiecare județ, aceste asociații locale de dezvoltare a infrastructurii și care funcționează foarte bine și au făcut proiecte în comun pentru anumite lucruri. De ce nu se pot face astfel de proiecte la nivel de județe, în care să vezi conexiunile între județe, care cu ce vine, ce vrea să-și dezvolte, să existe astfel de... Și asta se putea întâmpla și la nivelul Consiliului de Dezvoltare Regional, care, din care conor fac și eu parte. S-a încercat la un moment dat anumite discuții, s-au făcut și un institut de proiectări în care să fie inclus și să fie incluse și universitățile. Cred că existau și alte soluții. Eu n-am nimic nici împotriva regiunilor, doar că n-aș vrea să ajungem la concluzia, bun, am făcut regiuni, am stabilit și ierarhiile și conducătorii de regiune și până ne dăm seama că de fapt doar am mai adăugat o verigă în plus între ceea ce înseamnă local și până la nivel guvernamental. Dacă nu se vor delega acele responsabilități, dacă nu știu, conducerile de regiuni nu vor fi suficient de echilibrate încât să nu ne tezim iarăși că avem o capitală de regiune și care absorbe toate resursele și pe rest se vor întâmpla alte bazaconii, au fost și astfel de experiențe chiar în România pe vremuri. Toate aceste lucruri sunt importante atunci când pregătești un astfel de proiect, să le ai în vedere, echilibrarea să se facă prin, nu știu, reprezentativitate, dar nu numai. Discutam la un moment dat, am fost la o întâlnire în Olanda cu dezvoltarea spațială și era făcută tot un fel de asociere în zona Amsterdamului și care, bine, ei comparau și făceau competiția între un port din Olanda, extrem de important Amsterdamul de altfel, și un port din Marea Britanie. Dar ei țineau cont că atunci când au făcut, spre exemplu, o fel de zonă metropolitană, mai mult decât o zonă metropolitană, conducerea acestei asociații este prin rotație stabilită la nivelul chiar a unor comunități mult mai mici decât era Amsterdam. Asta nu însemna că fiecare, când ajunge președinte, încearcă să-și tragă spuza pe turta lui, spus așa pe românește. Nu. Erau în stare să stea zile sau chiar săptămâni să se închidă într-o încăpere și să discute și să discute până când ajungeau la un consens. Deci sunt foarte, foarte multe variante. Nu neapărat trebuie să copiem. Noi avem un stil de a imita. Mimetismul ăsta e destul de dezvoltat și în alte zone, nu numai în zona politică sau administrativă. Unele lucruri sunt bune, într-adevăr, nu trebuie să considerăm sau să luăm totdeauna că e bun numai dacă inventăm noi roata, numai roata aia e bună, nu vedem că altcineva de fapt o folosește de mult. Da, un fost prefect și nu numai, a fost și presa locală o dezbatere, la un moment dat să-i spunem așa, dezbatere de dragul dialogului de astăzi, în care se spunea, domnule, Zalău poate să fie capitală de regiune. Este un gând, o idee sau este un nonsens?
Nu cred că este un nonsens și, la modul foarte sincer, eu chiar am purtat discuții în zona politică, cel puțin pe ce ar însemna Cazaru să fie o capitală regională și chiar dacă se consideră că, nu știu, o capitală de județ atât de mică să conducă regiunea, sunt niște avantaje certe pe care le are Zalău în comparație cu alte localități, chiar și cu Clujul. Nu vreau să vorbesc și despre dezavantaje, dar cel puțin de avantaje. Faptul că este ușor accesibil, este un centru geografic al regiunii, practic geocentric, cam aici se întâmplă lucrurile, ar fi, pe de altă parte, posibilitatea de a asigura aceste instituții regionale, deci avem capacitate din punct de vedere al clădirilor, al infrastructurii pentru așa ceva. Un alt lucru important, Zalău niciodată nu va putea domina sau prin oamenii care sunt din Zalău în acest consiliu al regional, nu va putea influența determinant hotărârile regiunii încât, să spunem, domnule, absorbim toate resursele și vedem ce mai dăm și pe alții. Din contră, el va fi, până la urmă, un fel de mediator între ceea ce înseamnă alte orașe mari, județe mari, cum e Clujul, Bihorul, și chiar am reușit să obțin un anumit accept din partea unor colegi din Partidul Național Liberal vis-a-vis de o astfel de idee. La modul foarte sincer, cred că este extrem de greu să Cazaru să obțină o astfel de poziție, dar n-aș spune chiar imposibilă. Deci, până la urmă, de ce nu? Trebuie să cochetăm și noi cu ideea și să încercăm să facem ceva în acest sens. Tocmai pe ceea ce spuneam. Dezavantaje, dacă vreți, un alt avantaj, faptul că nu este atât de aglomerat cum ar fi Clujul, în care dacă mai vii cu o instituție regională și asta deja creezi efectiv un blocaj și nu este pregătit nici Clujul să preia aceste instituții încât, să nu le marginalizeze, să le pui într-o zonă limitrofă a orașului. Dezavantajul pe care îl văd nu foarte, foarte mare este vis-a-vis de ceea ce înseamnă căile de transport, în special aerian. Faptul că Zalău nu are aeroport, dar o distanță de 80 de kilometri până la trei aeroporturi sau, hai să spunem, cel mai important, care este Clujul, nu este chiar un atât de mare impediment. În alte capitale mari ai distanțe oarecum similare sau timpul de necesar pentru a ajunge la un aeroport este oarecum apropiat. Nu. Sunt multe, foarte multe lucruri de spus în acest sens. Oamenii care ar veni, care ar fi implicați, sigur, toate aceste lucruri. Din câte ați aflat dumneavoastră de mediile politice de la nivel național, această poveste a regionalizării se va întâmpla cu adevărat în acest an? Sau se încearcă măcar la modul serios? Sau sunt doar din nou discuții ca să ne aflăm în treabă? În mod normal, din tot ceea ce am văzut, acest lucru ar trebui să se întâmple. Pentru că se gândesc și negocierile în ceea ce înseamnă fondurile europene, ca ele să vină ulterior spre regiuni. Deci, în mod normal, ar trebui să se întâmple. Acum, marea problemă pe care eu cel puțin aș vrea să o evităm este să nu o facem regionalizare de dragul regionalizării, ci să fie ca o formă fără fond. Deci asta e singurul lucru de care mi-e teamă și nu știu dacă... E adevărat, uneori trebuie să iei o decizie și să o aplici rapid, dar totuși asta este prea fundamental în ceea ce înseamnă structura statului român ca să o poți să o faci pe genunchi. Radio Transilvania Zalău, rotisorul politic, astăzi cu Radu Căpânașiu, primarul municipiului Zalău, președintele PNL Sălaj. Spre finalul emisiunii noastre s-a votat de curând și bugetul municipiului. Foarte pe scurt, lucruri bune, lucruri mai puțin bune? Da, lucruri
mai puțin bune, este clar, este un buget de austeritate. Este mai dificil decât anul trecut și ceea ce ar fi de reținut însă, practic, contribuția noastră la cofinanțări cu fonduri europene este mai mare sau prevăzut a fi mai mare la aceste lucrări de reabilitare termică a blocurilor. Dacă la celelalte proiecte pe care le-am derulat până acum prin pe fonduri europene, nerambursabile, cofinanțarea era de 2% pe ce înseamnă reabilitări termice ale blocurilor, se apropie de 20-30% sau într-o primă fază aș putea spune chiar 40%, urmând ca oamenii să plătească dintr-o taxă contribuția lor, să nu punem o presiune atât de mare încât s-a făcut lucrarea, bun, pune banii jos, cât trebuie, 3.000, 5.000 de lei, nu știu, depinde cum revine pe fiecare apartament, în funcție de lucrările care se fac. Nu e strict doar placare, înseamnă schimbare de termopan acolo unde e cazul, înseamnă izolarea teraselor, subsolurilor, refaceri de chiar de instalații sau la casa scărilor. Deci sunt lucrări complexe și care în mod cert vor aduce acel certificat energetic care va arăta că se încadrează pe un consum de până la 100 de W pe metru pătrat pe an. Dar revenind la buget, este foarte important să găsim resurse pentru aceste proiecte. Ele vor schimba foarte mult fațada orașului. Mă bucur enorm și fericit pe cei care au înțeles că numai prin asociație, prin asociere se pot face aceste lucruri și avem asociații făcute la nivelul unor blocuri mari cu 10 etaje, cum sunt cele 3 de la galerii, ourile, cum este Mercurul, cum este blocul poștei, D-urile, unde este cei cu chiar toate scările, Lira, Cristal. Deci sunt câteva blocuri mari cu multe scări, dacă vă gândiți 5 scări de blocuri, 40 de apartamente, deja sunt 200 de familii care s-au înțeles și au intrat în acest program. Mă bucură foarte mult acest lucru, în primul rând că au înțeles că, că sub această formă vor reuși să-și reabiliteze și până la urmă să aibă un câștig nu numai la factură și la ceea ce înseamnă plăcerea de a te întoarce acasă într-o clădire care arată altfel. Da, domnule primar, din păcate suntem aproape de finalul emisiunii noastre, ca să nu intrăm peste ora 13 când intră știrile aici la Radio Transilvania. Eu vă propun să continuăm acest dialog și în altă ocazie, fără alte incidențe spre de ordin tehnic. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Mulțumesc. O zi bună în continuare, la revedere! La revedere, o zi bună!